salut din nou. Am zis că nu mai fac live-uri pe ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dar sunt nevoit să fac live-ul ăsta. Cum v-am spus, astăzi v-am adus mulțumiri la tuturor, la toată lumea care a fost lângă noi și ne-a transmis mesaje. Tot la fel, ceea ce s-a întâmplat astăzi. A făcut Vasilic live primul, pentru că el a înjurat și știe toată lumea ce s-a întâmplat până în momentul de față. La urmă am făcut și eu un live cu aceeași direcție, pentru că v-am spus, țin foarte mult la morții mei și orice om care ține la morții lui trebuie la rândul lui să facă aceeași chestie, ceea ce a făcut Vasilic. Vă spun încă o dată. Toți banii din lume, dacă aveam de ales între toți banii din lume și ceea ce s-a întâmplat, nici nu mă uitam pe banii. Treaba asta nu a fost pe bani, nu a fost pe absolut nimic, a fost datorită faptului că a fost înjurați morți, care nu poate să mai apere, care nu mai sunt lângă noi și era obligat într-un fel sau altul să facă live-ul ăsta, băiatul ăsta, Vasilică. La fel și eu, la rândul meu am făcut și mi-am cerut scuze în contul la frații mei, la toate înjurăturile care a fost. Am o rugăminte acum la toți prietenii noștri, care sunteți prieteni cu noi pe Facebook-uri, vă rog eu frumos pe toți să nu mai înjurați la live-ul lui Vasilic, la live-ul meu, nici din partea noastră, nici din partea lor. Hai să arătăm în continuare că noi nu provocăm pe nimeni, nu facem provocări cu nimeni, am încheiat orice discuții cu toată lumea și vă rog frumos din toată inima mea, nu mai lăsați mesaje de înjurături, de amenințări, că unul e mai prost, că unul e mai fraier. Nu! Nu mai lăsați mesajele astea, vă rog eu frumos, că live-urile astea care au fost făcute, au fost făcute pentru oameni, nu pentru grade, nu pentru nume, nu pentru absolut nimic. Nu avem nevoie nici de nume, nici de grade. Au fost făcute pentru oameni care nu poate să mai apere. Și era obligația lui Costel, în primul rând, și obligația mea pentru familia mea, să se aducă o lumină în situația asta. S-a adus lumina asta, nu mai vreau provocări, vă rog frumos, la prietenii noștri, ce sunt Facebook-uri fake-uri. M-am primit și eu după Facebook-uri fake-uri și eu măcar nici nu l-am sunat pe Pardică ca să le transmită. Nu le-am băgat în seamă, am șters pur și simplu comentariile și cu asta e basta. La fel, vă rog frumos, toți care sunteți prietenii lui Jean, lui Van Damme, prietenii mei, țiganii mei, nu mai lăsați comentarii din jurături. Vreți să lăsați un comentariu de bine și să apreciați ce s-a întâmplat astăzi, lăsați. Nu mai lăsați comentarii de rău. Să înjurați nici pe ei, nici pe noi. Vă rog eu frumos și cu asta am încheiat. Și să distribui și Van Damme, live-ul ăsta și Jean.